și bine ne-am regăsit. Sunt Marius Vornicescu și am invitat astăzi în emisiunea Știința Sacră pe Liana Buze. Bine ai venit! Bună, Marius! Mulțumesc pentru invitație! Astăzi o să avem un subiect fierbinte, numai bun pentru frigul care s-a instalat în zonă. Liana, pentru cei care nu te cunosc, tu ești coach în sexualitate somatică. Da, de 3 ani de zile am început formarea. Uh-huh. Știu că faci asta în străinătate, pentru că în România... În România nu există o formare oficială exact pe coaching în sexualitate somatică. Sunt o mulțime de alte cursuri și o mulțime de alte surse de învățare, dar nimic pe partea asta până acum. Uh-huh. Toate au început. Corect. Spune-mi, eu știi că am felicitat inițiativa ta pentru că știu că este o nevoie reală în lumea asta în care trăim. Cum ți-a venit ideea? Ai văzut în jurul tău o nevoie atât de mare pentru societatea românească încât ai zis ok, am nevoie să mă specializez în asta și să-i ajut pe oameni, pentru că atât de multă lume în jurul meu are probleme legate de, în relația de cuplu? Sau care a fost clicul? A fost un pic mai personală. Era în primul rând ceva ce îmi doream să explorez în viața mea personală și contextul meu a fost că niciodată nu aveam ocazia. Am trăit foarte mulți ani pe sentimente necorespondate și imposibilitatea să am o relație cu persoană față de care aveam sentimente. În viața profesională făceam lucruri foarte frumoase pentru a schimba societatea pe partea de protecția mediului. Dar însă, în plan personal? Pe plan personal nu eram deloc bine. Iar acum 3 ani, în 2014, am ajuns la... m-am dat cu capul de pragul de jos, într-un mod foarte dur și foarte brutal pentru mine. Am avut o experiență în care am fost abuzată psihologic, emoțional și fizic. Eu nu cunoșteam lucrurile astea până atunci, nici nu mi-am dat seama pe moment, eram în șoc oricum, n-am știut atunci. Iar am stat și m-am uitat la un moment dat, ok, eu căutam să mă dezvolt, îmi doream foarte mult o relație din care să învăț și simțeam cumva instinctual că e ceva mai mult decât... Da, exista o căutare. Da. Și întotdeauna am căutat persoane care mă inspirau pe partea asta, nu doar fizic sau doar emoțional. Căutam și intelectual, da, și căutam și, atât cât știam eu atunci, i-am zis spiritual. însă, de la ceea ce îmi doream până la realitate, a fost o distanță atât de mare încât mai întâi m-am dus eu la un terapeut ca să mă echilibrez. Și de acolo, pentru că așa mi-e stilul întotdeauna, mi-am făcut o structură, o strategie cu ce vreau să dezvolt inițial la mine. Eu nu mă gândeam la alte persoane, pentru că eu credeam că eram singura care avea problema asta și că ceva nu fac eu bine, ceva nu știu bine. Și în momentul în care am început să citesc, am avut o mulțime de cărți pe care unele primite ca recomandare, altele pe care le-am descoperit singură. În timp, da. Documentare, podcasturi, foarte multe în limba engleză, de altfel și cărțile și documentarele în limba engleză. Și într-una dintre cărți, la un dat, am găsit formarea, oficial se numește Sexological Bodyworker, dar pe românește e coach în sexualitate somatică. În momentul în care am găsit formarea asta, a fost primul meu, n-aș spune șoc, primul meu, da, beculeț care s-a aprins, poți să te formezi pe planul ăsta, există așa ceva? Și mi-a luat ceva vreme, că la început nu aveam reperele să mă gândesc că eu pot să mă formez pe așa ceva. Și la un moment dat mi-am făcut curaj și am zis, ok, mă formez pe partea asta, nu-mi dau seama pentru câți alți oameni, dar sigur pentru mine, pentru că am și eu avut ocazia să văd structura, în modul în care era totul abordat. Sexualitatea somatică este legată de corp, propriul corp, iar somaticul înseamnă că privești ființa umană și problema și vindecarea din interior pornește. Asta înseamnă că fiecare dintre noi are potențialul să-și depășească anumite blocaje, să crească sensibilitatea în corp, să înțeleagă un pic mai bine care sunt nevoile fizice, fiziologice, apoi, evident, și cele emoționale și cele psihologice. Asta dacă este ajutat. Categoric, într-un cadru, da.
Deci, noi, în această formare, noi ceea ce facem este că oferim un cadru persoanei respective ca ea să se autocunoască, să se înțeleagă mai bine, să învețe să comunice care sunt problemele, care sunt dorințele, preferințele și să facă lucrul ăsta într-un fel în care celălalt să înțeleagă mai bine ceea ce cere și să găsească un numitor comun, pentru că nu suntem asemănători. Până la urmă, corpurile noastre sunt construite diferit, reacționăm la stimuli diferiți, avem preferințe diferite, nevoi diferite, prag de suportabilitate, că e durere, că e plăcere, dar este așa diferit. Este. Și atunci, de aici vin foarte multe probleme până la urmă, sau să zicem provocări în relații, pentru că nu știm foarte multe detalii pe ce înseamnă, în primul rând, somatic, corp. Ai identificat în ultimii 3 ani, de când ai început să studiezi asta, mai multă lume cu probleme asemănătoare? Adică ai ieșit din bula asta, cred că doar eu am problema asta? Ai mai văzut-o și în jur? Da, am început să văd asta. Însă, la un moment dat, am luat decizia, ok, vreau să mă formez și să dau și altor oameni care au nevoie, fără să am un semnal atunci, știu clar anumite persoane care ar avea problema. Am mers pe instinct. Da. Sau pe intuiție. Și am decis să mă deschid pe planul ăsta și am început să filmez niște vloguri, să-mi pun pe picioare un website și să încep să anunț pe rețelele sociale. În momentul în care am făcut asta, am început să primesc semnalele. În primul rând de la femei, asta și pentru că eu la început mi-am dorit să abordez foarte mult femeile. Mi era mai ușor, fiind în corp de femeie, să vorbesc despre provocările pe care noi le avem și mi era și mai ușor să deschid subiectul pe partea asta cu o femeie. Asta pentru că în România, încă eu cel puțin, în afară de câteva persoane pe care le știam de prin anii 90, care au abordat subiectul public, nu am văzut să existe un cadru în care să ai educație pe partea asta, să te dezvolți pe partea asta, să ai un dialog social despre sexualitate, dar într-un mod constructiv. Și atunci am avut câteva rețineri și am zis că mai întâi încep pentru femei și treptat m-am deschis și bărbaților pe ce înseamnă lucrurile pe care eu pot să le ofer în calitate de coach. Este adevărat că sunt puține persoane în România care au un cuvânt de spus în direcția asta și, din păcate, persoanele care au un cuvânt de spus și mai puține vor să apară public ca să ofere informația și uite că cercul se restrânge și lumea nu are unde să meargă, efectiv. Da, e prima problemă pe care am văzut-o și primul rând femeile au fost cele care au recunoscut, a fost cea de rușine sau de teamă să nu fie judecate. Și teamă să nu afle alți oameni din jurul lor că ele ce? Ar dori să afle un pic mai mult pe partea de sexualitate sau să vină la evenimente sau pur și simplu să ia, să spun așa, un proces individual de dezvoltare pe partea asta. Sau multe persoane care nu înțelegeau exact ce presupune. Și foarte multe persoane se gândeau că cine știe ce se întâmplă. Da. Și asta a fost bariera cea mai mare în momentul în care a trebuit să explică. Un coach nu este persoana cu care tu o să ai relații intime. Corect. Este doar o persoană cu care vorbești despre lucrurile pe care tu le ai sau pe care vrei să le dezvolți în viața ta. Ai un cadru în care te cunoști tu pe tine mai bine, dar nu înseamnă că faci asta asta o faci în viața ta, să te dezvolți pe planul ăsta înseamnă să aduci atenție acolo, informație, cunoștințe, anumite tehnici pe care să le înveți și după aceea totul să le duci în viața ta personală. Asta e efectiv un proces terapeutic și intră în categoria dezvoltării personale, până la urmă. Absolut. Pentru că suntem creați cu energia asta și uite că cu toate că face parte din noi, în continuare, în secolul 21, foarte multă lume are o problemă cu asta. Ceea ce am remarcat eu este că problema nu ține doar de România, este la nivel global. Nu avem informații, nu avem educație pe partea asta. Există o reținere să vorbești despre tot ce înseamnă viața ta intimă, dezvoltarea pe planul ăsta. Și educația care se face, cel puțin în Occident, oficial, este foarte mult pe contracepție, pe prevenirea bolilor. Da, exact. Dar pe ce înseamnă emoții? Pe ce înseamnă convingerile pe care le avem, definițiile pe care le avem pentru viața noastră intimă?
pe ce înseamnă nevoile fizice pe care le avem și care sunt diferite, consimțământ, limitele pe care le avem și cum să le comunicăm, cum să primim când cineva ne comunică că are o limită și să o luăm în mod constructiv. Și nu personal? Ne... Da. Mm-hmm. Lucrurile astea lipsesc și lipsesc la nivel planetar. Dintr-o... Nu-mi dau seama... Aș putea să fac o presupunere, dar prefer să iau lucrurile așa cum sunt. Există o reținere să vorbim despre lucrurile acestea. Drept pentru care ce se întâmplă este că avem foarte mulți oameni care fie sunt speriați, fie sunt închiși, fie sunt reținuți, pentru că nu se deschid, nu arată ce au, ce nevoie au să cunoască, să înțeleagă sau ce probleme au și să se ducă să le rezolve. Fie avem oameni care la pol opus se înverșunează atât de tare încât se duc și găsesc ce informații sunt disponibile și aici avem o industrie întreagă care nu ajută deloc, adică prezintă viața intimă superficială, redusă la doar un contact fizic care este și acela... Fără emoții. Fără emoții, fără grijă față de cealaltă persoană, fără dialog între persoane respective, deci fără nimic nesănătos. Deci, așa este. Și nimic sănătos, îmi cer scuze. Persoane care sunt deschise, în general, sunt judecate de societate, de cei mulți, cei care, în general, sunt mai reținuți în direcția asta. Și eu m-am lovit de acest aspect de-a lungul anilor, mai ales în calitate de psiholog și terapeut. Lumea, într-adevăr, exact cum ai spus, se lovește de problema rușinii. Ce am observat eu personal, nu dispare această barieră dacă se simt într-un cadru sigur și sunt unul la unul cu psihologul sau terapeutul, dar dispare această siguranță și într-adevăr apare acea rușine când sunt în societate și sunt în grupuri, în societate, efectiv. În momentul ăla s-a închis subiectul, deja devine tabu, un subiect care efectiv este și ar trebui să fie normal și educațional. Și știu că și la noi în țară au fost niște proiecte timide în direcția asta de a implementa în școală, mai ales în rândul celor mici, dar acum că ai spus mai devreme de ce se întâmplă în Occident, într-adevăr s-a mers foarte mult pe ideea de contracepție și prevenirea bolilor în direcția asta. Și nu e de ajuns. Nu este de ajuns. Eu unde mă form, am început să mă formez în Cehia, după aceea am continuat în Germania. Lucrurile astea, discuțiile astea sunt valabile și aici. Urmăresc diferite persoane care sunt în America și care sunt tot așa coach în sexualitate. Aceleași probleme le văd și ei în societatea lor, pe care le vedem și noi în societatea noastră. Deci, aceeași discuție peste tot. Da. Deosebirea este că, cel puțin în cazul lor, există totuși cât de cât o piață pe partea de dezvoltare sexuală, ca dezvoltare personală, cât de cât formată. În România, în acest moment, ea nu există. Noi nu avem nici măcar un dialog social, am să spun așa, nici în cercurile de prieteni. În familie nu mai spun, că sunt foarte rare familiile în care subiectul ăsta este abordat, în care cei doi părinți trăiesc o viață armonioasă sau sunt cât de cât asumați în partea aceasta și dau un exemplu constructiv copiilor. La școală nu mai spun, că nu, în acest moment educația sexuală ar putea fi abordată la câteva ore opționale, dar doar cu acordul conducerii școlilor sau liceelor. Și a părinților. Da. Lucru care vine foarte, foarte dificil în momentul ăsta. Există organizații non-guvernamentale de profil care fac eforturi foarte mari să intre cu educația sexuală în școli. Știu că România în momentul ăsta este prima țară în Europa la sarcinile în rândul minorelor. Deci în acest moment suntem în top de clasament, nu este un lucru cu care să ne mândrim. Și asta de ce? Din lipsă de educație. Lipsă cruntă, aș spune eu, de educație pe partea asta. Și atunci... Se pare că problema atât de mare nu ar fi chiar în rândul celor mici, ci în rândul adulților care iau decizii în direcția asta pentru informare, măcar pentru informare. În momentul în care știi și apoi ai călcat strâmb, nu mai poți să spui că nu am știut. Da. Din păcate, riscul este că în momentul în care nu-i vorbești deloc copilului tău, nu-i dai un exemplu constructiv, îl supui riscului să
prindă informația de oriunde poate. Și la cum sunt acum rețelele sociale, ce este la televiziune, ce e în industria de divertisment, sunt șanse foarte mari să prindă un model greșit, da, să prindă o informație superficială, să copieze niște modele care nu îi se aplică. Și de asta avem, de exemplu, un, n-aș putea să-i spun trend, o problemă globală, cea faimosul MeToo, uh-huh, hashtag-ul de pe rețelele sociale, sau în România, cazul balului bobocilor, da, de la, da, da, colegiul din Cluj-Napoca, în care acolo adolescenți care încă nu au înțeles... Am părțit țara în două. Da, din păcate, situația nu cred că e doar acolo. Acolo au avut ghinionul să fie fotografiat, da, să ajungă în rețelele sociale, dar cred că e mult mai răspândită. Sigur că și da. Și problema este că ei nu știu încă despre ce e vorba, nu se cunosc atât de bine și atunci cred că e regulă să facă orice provocare drăguță într-un cadru social. De ce? Ca să fim la un concurs de Miss, Mister și așa mai departe. Lucru care... Asta înseamnă lipsă de fundamente pe partea asta. Dacă erau acei adolescenți, fie cu un exemplu cât de cât sănătos la familie, fie cu câteva informații pentru ei și despre ei înșiși, cred că cel puțin câteva persoane de acolo ar fi spus, da, îmi doresc să fiu la concursul ăsta, dar știi ce? Mie nu-mi trebuie așa ceva. Prefer să aleg momentele mele. Pentru că nu știu ce repercursiuni vor apărea în timp. În psihologie se știe foarte mult că multe boli cu somatizare evidentă și intrate în patologia medicală și psihologică și la femei și la bărbați au ca și cauză traume din copilărie venite pe linie familială, socială, religioasă sau școlară, în cazul că tot am vorbit de subiectul Cluj, ar fi cunoscut. Da. Am văzut exemple foarte evidente cu traume psihologice din copilărie care ulterior s-au manifestat atunci când i-au devenit adulți. Deci, și e un fenomen care se știe, impactul psihologic asupra corpului uman. Există o interdependență între corp, minte și emoții. Una pe cealaltă se influențează în mod evident. Nu trebuie să fii chiar un doctor, docent sau un psiholog ca să fii atent și să nu observi astfel de lucruri. Referitor la cât de greu sunt implementate în România prin organizații non-guvernamentale și nu prin cele de stat măcar, idei și informații de bază nu mai spun de a intra în profunzimile subiectului. Mi-am adus aminte că tot vorbeam înainte de emisiune de celebrii Master & Johnson, pionierii sexualității moderne, care au făcut o muncă titanică și un pionierat în lumea medicinii strict pe subiectul ăsta, colosal. Și pentru cine a citit sau a urmărit documentare despre ei, este șocant să vezi că în 1960, într-o eră cât de cât modernă, în Statele Unite, oamenii aveau cunoștințe aproape de zero legate de acest subiect, inclusiv, culmea, lumea medicală. Deci, cele mai mari bariere și refuzuri și lipsă de acceptare a ceea ce au făcut ei, cercetare strict științifică, a venit din partea medicilor. Deci, exact de unde ei trebuiau să aibă un sprijin, comunitatea științifică a zis stop, nu se cade să studiem așa ceva. Cu toate că în medicină există și această ramură. Și veneau zilnic oameni la cabinet cu astfel de probleme. Dar nimeni nu studia fenomenul. Nu se mergea pe o prevenție, nu se mergea pe o informare, pentru că nu existau informații. Acum, când există informații, au trecut 60-70 de ani din ce au făcut acești oameni, informația există. Ai scos un telefon, nu știi, te-ai uitat, te poți informa. Cu toate astea, cei care vor să evolueze, practic o fac singuri. Exact cum ai făcut și tu, cum am făcut și eu de-a lungul anilor,
Am mers pe dezvoltare personală singur, a fost autodidact. Mi-am dorit să fiu mai bun, din ce în ce mai bun, din toate punctele de vedere, inclusiv din acest punct de vedere, și am pus mâna pe cărți și am studiat. Dacă oamenii care au studiat partea de sexualitate, bazele măcar, marea majoritate, cum sunt, ești și tu, cum sunt și eu, au mers pe partea asta de a citi singur și a căuta, îmi pun niște întrebări ce se întâmplă cu restul, care nu doar că unii am mai auzit, dar tangențial, iar alții nici nu vor să ia contact. Și în continuare problemele apar în relația de cuplu, ajung oamenii să devină familiști și transmit mai departe. Nu doar genetic, ci prin exemplu, exact cum spuneam mai devreme, prin exemplul personal. Pozitiv sau negativ? Atâta cât am văzut, în primul rând sunt anumiți oameni care se apucă să studieze pe cont propriu. De ce? Pentru că ceva lipsește. Că dacă n-ar lipsi, n-au apucat să cercetăm pe cont propriu. Corect. Iar dacă majoritatea, într-adevăr, nu-și pun problema așa. Fie pentru că nu au făcut încă asocierea, dar pot să mă dezvolt și altfel aici. Am o problemă, nu știu, sau am o curiozitate, nu știu unde să o adresez, cui să-i cer o îndrumare, ne-am apucat și caut singur. Mulți nu fac legătura asta, unu, sau cei care sunt conștienți că există o problemă destul de mare, nu au curajul să se deschidă. Din temere, din neînțelegere ce ar putea să însemne procesul acesta de dezvoltare. Poate înțeleg și greșit. Sau poate și din comoditate. Nu e un proces neapărat, nu e dureros, dar nu e neapărat nici ușor. Adică să stai să te uiți la tine și să vezi unde sunt lipsurile pe care le ai, fie de educație, fie de informație, fie de sinceritate tu cu tine. Că de multe ori nu ne onorăm și nu avem curajul să ne onorăm lucrurile, nevoile noastre reale, preferințele noastre reale, și să le spunem într-un așa un fel încât să ne fie și nouă bine, să-i fie și partenerului sau partenerii noastre bine. Aici e problema cea mai dificilă. Când începi să-ți asumi că, de fapt, tu nu trăiești într-un mod care să, din lipsă de cuvânt mai bun, care să fie aliniat cu ce ești tu în interiorul tău. Trăim într-o societate, e adevărat, trăim într-o societate în care se pune foarte mare presiune. Chiar am văzut de curând un filmuleț în Marea Britanie cu femei care au făcut o asociație în care transmit următorul mesaj: să nu se mai pună presiune, în special pe femei, să fie perfecte. Da. În societatea în care trăim, în momentul în care ești într-un mediu în care tot timpul trebuie să arăți perfect, trebuie să gândești perfect, trebuie să ai relația perfectă, să mănânci dieta perfectă și să ai mașina perfectă, telefonul perfect și totul să fie la superlativ, cumva dacă te-ai abătut de la această cale, ești stigmatizat și arătat cu degetul. Sau neapreciată, poate. Sau neapreciat. Și de cele mai multe ori ne vindem o imagine, pentru că trăim într-o societate în care trebuie să manifestăm asta. Dacă nu ai salariul care trebuie, nu ai, și atunci începem să ne vindem măști. Și atunci e greu să, în momentul în care după 10-15 ani tu conduci o companie, să spunem, să dăm un exemplu, și toată lumea se uită la tine ca la Dumnezeu și ești perfecțiunea întruchipată, dar tu în realitate știi că ai niște chibe și niște probleme, și există o cazuistică impresionantă în direcția asta de femei puternice, exact cum le-am descris, cu tot, au, din punct de vedere social, tot ce le trebuie, casă, mașină, bani, tot, în schimb, în relația de cuplu, în cazul în care o au, sunt dezastru, sau nu o au și se plâng mereu că nu au, și seara când se duc și se culcă singure în pat, plâng pentru că nu are cine să fie cu ele. Și atunci, într-adevăr, exact cum spunea, e un act de curaj să vii în fața unui coach și să te deschizi și să lași garda jos, măștile jos, și să spui: ok, am o problemă. Pare foarte simplu de pe margine, dar pentru oamenii care sunt implicați în direcția asta, să vină, să recunoască că au o problemă, ei fiind undeva sus pe piedestal,
s-au și obișnuit la, ca și tipare mentale cu aspectul ăsta, să vină să spună eu am o problemă, ajută-mă. Pentru că nu este ușor. Procesul de dezvoltare personală, indiferent de natura lui și de pe ce latură a intrat, e un proces de muncă, de timp. Și lumea a devenit foarte comodă în ultima perioadă, ultimii 20-30 de ani, se promovează foarte mult comoditatea. Văd asta și pe la cursuri la mine. Și soluțiile instante. Da. Acum, cu un click rezolv totul și am impresia că dacă te duci undeva, se rezolve imediat. Și nu e așa. Și dacă nu se rezolve și imediat... Și nu e așa, pentru că tu ai întipărit bine de tot, ai săpat cu dalta acolo în creier o problemă, ai ținut la distanță și a fost un tabu partea de dezvoltare personală legată de sexualitate 30, 40, 50 de ani. Nu poți să te duci la un seminar de weekend să ți se rezolve, să se șteargă cu buretele tot. Poți doar să iei act, să te informezi și de-abia de atunci să vină procesul de dezvoltare. Dezvoltare și vindecare. Da. Da, ce consider eu este că, în primul și în primul rând, mai mult decât un act de curaj, este un act de sinceritate. Să vii și să spui în fiecare moment, da, am câteva probleme. Indiferent de planul pe care sunt. Vorbesc acum în general despre dezvoltare personală. Și să-ți asumi responsabilitatea că, da, mă apuc să lucrez la fiecare dintre ele, caut ce soluții îmi sunt accesibile la un anumit moment, sau dacă nu mă duc și întreb. Și mi-asum responsabilitatea că lucrul ăsta are nevoie de timp, de mulți, mulți ani. Adică sunt probleme care se pot rezolva foarte repede, da. Și este foarte frumos și un dar, să spun așa, pentru persoana care și-a asumat la momentul potrivit, probabil, responsabilitatea și s-a dus și a făcut ceva. Sunt alte situații care se pot rezolva în mai mulți ani sau în mai multe luni. Depinde de fiecare persoană, de context, de nivelul propriu de dezvoltare, da. De nivelul de înțelegere, de răbdarea pe care o are. Situația lui sau ei de viață, pentru că mai contează și lucrurile astea. Și adevărul este că în intimitate, tot ce facem în relația cu partenerul sau partenera ne afectează și celelalte planuri. Corect. De la sănătate până la relații, la muncă, tot. Cu prietenii, da, felul în care ne prezentăm în colectiv. Și viceversa, dacă se întâmplă ceva în planurile acestea, da, ne afectează și în planul intim. Adică suntem același om în toate aspectele astea ale vieții noastre și sunt legate. Dacă ceva ne doare pe un plan, poate cu părinții, poate cu frații, cu copiii, da, o să se simtă și în relația intimă. Așa este. Și în momentul în care măcar înțelegem că există legături și atunci când luăm lucrurile treptat și ne asumăm răspunderea iarăși pe ce putem noi să facem, că nu, realitatea noastră nu este toată volitivă și sunt unele lucruri pe care nu le putem controla oricât ne-am dori, dar măcar să acceptăm lucrul ăsta, atunci începe un proces de dezvoltare. Deschiderea al procesului este cu propria decizie. Și apoi, da, cu resursele pe care le ai în jurul tău, oamenii, în primul rând, sunt cea mai importantă resursă, oamenii potriviți care îți pot arăta, fie prin interacțiunile pe care le au cu tine, că sunt amici, prieteni, părinți și așa mai departe, fie printr-un proces de dezvoltare, un proces de coaching, prin care te duci și ai un cadru în care ai mai multe șanse să-ți dezvolți sau să-ți rezolvi ceea ce-ți dorești tu, într-un ritm mai accelerat. Așa este. Dar ceea ce e de înțeles aici este că procesul de dezvoltare și în intimitate și în orice alt plan are nevoie de timp și are nevoie de implicarea fiecărei persoane. Adică dacă ai impresia că te duci la coachul respectiv și el îți rezolvă toate blocajele pe care le ai pe tu planul ăsta... Tu nu ai făcut nimic și ne schimbă nimic? E o impresie greșită. În cazul în care poate nu-ți dai seama de la început, iei contact cu persoana asta, intri într-un proces, aprofundezi situația sau lucrurile pe care vrei să le dezvolți, dar încă nu ți este clar care e lucrul pe care trebuie să-l schimbi, e și asta un proces până îți dai seama. Adică e important să-i dai și timp. Că să zicem că ai ajuns la 30 și ceva de ani și sunt situații care te nemulțumesc, ele nu sunt de peste noapte, cum ai spus și tu mai devreme, traume din copilărie care își fac efectele, să spun așa, la maturitate, așa și aici. Nu e ceva ce a venit și o situație care a apărut ieri și o rezolvăm astăzi. Are nevoie de, poate la fel de mult timp, cum a avut nevoie de timp să ajungă acolo. Așa spun, asta înseamnă răbdarea. Chinezii așa spun că procesul vindecării unei boli durează atât de mult cât a durat și să se instaleze. Acum, din experiența mea știu că
sunt metode și oameni care te pot ajuta să nu treci prin aceeași perioadă. Până la urmă, ăsta este rolul unui terapeut, indiferent de natura lui, să te ajute să rezolvi problema cât mai repede. Cât mai repede este posibil în situația ta da. Dată. Și cu cât se implică mai mult, iar un alt aspect și un factor determinant în procesul de terapie, este cât de mult se implică pacientul. Omul cu problema, dacă doar stă și se bazează pe medicamentul minune oferit de, sau vorba ca o mantră așa secretă oferită de coach. Singurul pe care îl pot spune aici este unde se poate ajunge, adică de ce merită să-ți asumi responsabilitatea asta și să depui un efort. Și vorbesc în primul rând pe nume personal, pentru că și eu probabil că m-am lovit cu capul de pragul cel mai dificil. Da. În momentul în care începi munca asta cu tine, ajungi la un anumit punct la care te cunoști mai bine și ai deja, unul, siguranța că știi ce resurse ai în interiorul tău și ce poți să oferi partenerului sau partenerei tale. Ai înțelegerea și siguranța că da, un astfel de partener este un cadou sau un dar într-o relație și ai convingerea și baza până la urmă solidă că în cazul în care persoana cealaltă tu îi ceri ceva sau îi spui ceva sau îți dorești ceva de la tine, de la persoana cealaltă, de la relația dintre voi, dar persoana respectivă nu răspunde în modul în care ți-ai dori, ai convingerea și baza și siguranța că nu ești pierdut. Adică în cel mai rău caz rămâi pe cont propriu și găsești o altă persoană cu care poți să interacționezi într-un mod armonios. Așa pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Și înveți la un moment dat să faci o alegere care nu e ușoară, dar e o alegere care este spre binele tău, spre binele persoanei cel de lângă tine, până la urmă, și astea sunt darurile pe care ți le oferă dezvoltarea în planul ăsta. Și ajungi să simți în corpul tău mult mai puternic, mult mai frumos, mai ales pentru femei, lucrul ăsta este o problemă, sau pentru multe femei, poate să fie o problemă, pentru că nu suntem învățate, nu suntem lăsate, nu suntem încurajate să ne exprimăm dorința, să simțim plăcere și să stăm acolo, să nu ne fie rușine, pur și simplu să primim ceva, plăcere. Și atât. De cele mai multe ori, noi avem impresia că trebuie să facem ceva, trebuie să merităm, trebuie să muncim foarte mult la asta, trebuie să ne asigurăm că partenerul de lângă noi este bine, dar ne uităm pe noi înșine în foarte multe momente. Și de asta ajungem uneori în relații care nu ni se potrivesc, cu persoane care nu ne sunt benefice până la urmă. Pentru că asta atragem? Da, pentru că nu știm, nici nu ne dăm seama. Adică avem un punct orb, ca să spun, atât de mare în locul ăsta, ce înseamnă să ne cunoaștem pe noi și să ne cerem. Crezi că atragi în viața personală mereu persoane... În cazul, să luăm un exemplu ipotetic. Ești o persoană cu problemă, din punctul ăsta de vedere, ai mereu impresia că bucuria ta nu e... O lași pe ultimul plan. Mereu celălalt, mereu celălalt, mereu celălalt. La un moment dat se instalează o frustrare interioară și de natură fizică și de natură psihologică. Poți să ajungi să fie amorțită în unele cazuri și să nu mai simți nimic. Să fie un moment intim gol, dintr-un anumit punct de vedere, adică fără senzație, fără emoție, sau pur și simplu un moment în care te simți că ești ruptă de tine. Lucru care este cel mai mare păcat. Până la urmă, sexualitatea și intimitatea este o sursă de plăcere, de dezvoltare, de înțelegere, de extindere a noastră, expansiune. Și da, poate să fie și o experiență, să nu-i spunem chiar transcendentală, dar o experiență în care tu te deschizi un pic mai mult decât o faci de obicei. Poți să simți mult mai puternic și legătura cu partenerul, legătura cu tot ce este în jurul tău. Asta pentru cei care înțeleg sexualitatea și ca o meditație. Și momentele intime care pot fi luate și așa. Este un, să zic, un punct superior în care putem să ajungem, un punct mai înalt, un punct mai elevat, la care, da, putem să ajungem în momentul în care începem să ne dezvoltăm pe planul ăsta. Toată lumea își dorește în viața de zi cu zi
să fie mai bun, să fie mai bine în tot ceea ce fac ei. Din păcate, multă lume se axează pe muncă, pe carieră, pe învățat, pe orice altceva, pe corpul fizic să arate bine, că e tot la mod acum să sunt pline sălile de fitness. Ceea ce e bine, că nu se mai face sport prin școală cum se făcea pe vremuri și tendința de îngrășare este una destul de mare. E bine că lumea face sport. Dar din punct de vedere al relațiilor de cuplu și al sexualității, puțină lume încearcă să fie mai bună, mai... Și acum discutând cu tine, mi-am dat seama că, într-adevăr, lumea nu-și pune întrebarea. Se poate? Adică ce aș putea să fac mai mult? Am avut discuția asta cu mulți bărbați și cu multe femei pe la diferite seminarii. Efectiv, nici măcar nu și-a pus întrebarea. Adică ce aș putea să fac mai mult? Cum? Cum adică să fiu prezent atunci, să fiu conștient? Adică lucruri aparent simple, dar care efectiv fac diferența. Și mi-am adus aminte de un exemplu, că tot vorbeam că oamenii, anumite categorii de femei, dar și de bărbați, atrag în viața lor, în relația de cuplu, un anumit tipar. Și mereu se plâng de femei sau de bărbați. Da? Căutând și dând vina pe ceilalți. Niciodată necăutând la ei, în ograda proprie. Cu 5-6 ani în urmă, o cunoștință mi se plângea la terapie că toată viața ei a atras o anumită categorie de bărbați. Și că nu există bărbat normal. Zic, cum adică? Toți bărbații cu care ea intra în relație, ea având vreo 32 de ani, o mințeau, se foloseau de ea, adică intrau într-o relație și inclusiv într-o relație amoroasă și apoi o părăseau. Dar toți. Și ăsta era tiparul. Și a zis, bă, n-am cunoscut măcar un singur bărbat care să nu respecte acest tipar. Care este problema? Și am zis, păi, faptul că atragi mereu bărbați care te mint și te părăsesc, înseamnă că e ceva acolo, o rezonanță cu minciuna. Și s-a aprins foarte mult în discuție, spunându-mi că ea fiind avocat de meserie, dădea examen pentru postul de judecător, zice, eu nu mă fac judecător pentru că iubesc minciuna. Am crescut într-o familie în care s-a mers mereu pe dreptate, pe adevăr, și iubesc conceptul ăsta și de-aia mă și fac așa ceva. Adică eu sunt la polul opus. Asta și m-am gândit cum e posibil ca un astfel de om, un adept al adevărului, să atragă numai bărbați care îmi mințeau. Și tot punând întrebări, că vezi, asta este munca de coach. Să sapi, să pui întrebări, să pui întrebări, să pui întrebări, mereu și mereu, până ies la suprafață, la un moment dat, gunoaiele, adevăratele chichițe, acea petricică mică care nu reprezintă nimic, dar dacă o ai în pantof, în timp ce mergi, face diferență. Că te jenează și nu mai poți să mergi. Această persoană era specialistă, cu toate că era o adeptă a adevărului, în a se minți pe sine. Deci ea se mințea din toate punctele de vedere, pe cât mai multe planuri. A fiind și unicul copil, în familie a fost oarecum privilegiată din multe puncte de vedere, a încercat să-și vândă o imagine în fața familiei ca să mențină privilegiile și ea știind care este realitatea, era conștientă de faptul ăsta că minte. Dar se mințea pe sine. Ea nu-i mințea pe ceilalți din jur, că așa a fost educat, dar se mințea pe sine. Și minciuna din interior a atras minciuna în exterior. Și universul a vrut oarecum să-i tragă un semnal de alarmă, să o tragă de urechi. Mereu și mereu schimbă ceva la tine. Până... Nu te mai minți. Până a auzit. Adică curajul de a te duce în fața cuiva și să-i spui la nivelul la care ești, era avocat,
Da, domnule, am o problemă. Ajută-mă. Și până nu am făcut acele săpături, în acel moment, ea nu a conștientizat, a început să plângă, a fost un click puternic în ea și a dat seama că, într-adevăr, Poba nu era la bărbații pe care îi atrăgea în viața ei, ea, viața personală. Da? N-aș putea spun că mie mi-a fost foarte ușor în momentul în care am ajuns în 2014 să mă lovesc cu capul de pământ și să mă întreb, da, eu de ce am atras experiența asta? A fost cel mai dificil lucru pentru mine. Faptul că mi-am asumat atunci să mă duc undeva să cer ajutor, pentru că, într-adevăr, nu înțelegeam și eram complet debusolată. Și din momentul în care la mine a fost foarte simplu, terapeutul mi-a spus în felul următor, persoanele acestea ne fac așa pentru că noi le dăm voie. Corect. Eu nu știam să-mi onorez limitele, dar deloc. Nu știam să spun când ceva mă supără, când ceva mă deranjează. Îți spui nu. Dădeam, da, permiteam orice. Uh-huh. Din dorința de a avea persoana respectivă lângă mine. Și ai un compromis. Major. Major. Și la mine era și pe un fundament pe care am recunoscut atunci, eu nu cunoșteam. Nu știam nici despre mine, nu știam nici despre ceilalți. Nu știam ce înseamnă sexualitate, nu știam ce înseamnă intimitate, nu știam foarte multe lucruri. Și pe fundamentul ăsta că nu știu, dar îmi doresc persoana de lângă mine cu orice preț, vine așa ceva. Și este foarte dificil. Sunt probabil puține persoane care pot să-și asume lucrul ăsta, neapărat public. Că nu trebuie să facem toți, da, să anunțăm public, da, uite, da, da, cine sunt, ce am făcut, ce nu știu, ce vreau să transform. Uh-huh. Absolut deloc. Dar măcar în interiorul tău și în raport cu o altă persoană care, evident, poate să te ajute. Sau în raport cu persoana de lângă tine, partenerul tău sau partenera ta de viață. Că până la urmă, ăla e cel mai dificil lucru să-l faci față de persoana aceea. Să spui, mie mi-e rău, eu, de fapt, am o problemă, sunt cu tine, dar sunt lucruri care nu sunt aliniate, nu-mi sunt benefice. Nu le simt că mă ajută și cu toate astea stau aici și nu spun. Fiecare în formularea proprie, dar cam ăsta e adevărul. Să spui așa ceva este foarte dificil. Uh-huh. Și mulți nu o facem. Iar pentru mai departe... Ne întoarcem iar la măști. Da. Dacă am fi învățat să nu mai intrăm în relațiile de cuplu cu măști de la început pentru a ne vinde o imagine ca să-l putem cuceri pe celălalt și am fi sincer cu bune și cu rele, ăsta sunt, și ar exista o comunicare naturală, păi, uite, ca să dau un mic exemplu, nu o să meargă nimeni la prima întâlnire în papuci, în short și mâncând semințe, nu, spunând că ăsta sunt eu, dacă vrei și mă accepti așa cum sunt, n-avem nicio problemă. Decât să descoperi mai târziu. Oamenii, în general, când intră într-o relație de cuplu, vor să-și vândă o imagine, iar ne întoarcem pe acea imagine de perfecțiune, a perfecțiunii, impusă de societate, trebuie să fii într-un fel, în general, bărbații știu cam ce-și doresc femeile, cât de cât, la nivel mare, și femeile cam ce-și doresc bărbații și se comportă ca atare. Fiecare vânzându-și o mască, o ceva care, de multe ori, nu vine din interior, nu este ceva propriu. Da, aici și la un moment dat timpul trece și apar acele probleme din lipsă de comunicare, pentru că fiecare se raportează la ce îi oferă celălalt, dar se raportează la masca, fiecare la masca celuilalt. Și în timp problemele apar și somatizează. Ce voiam să spun este că aici poate că noi oferim celuilalt ceea ce credem sau ceea ce... Nu știu exact de unde știm noi că asta își dorește celălalt, pentru că de cele mai multe ori e lipsă de comunicare și de cele mai multe ori persoanele în sine nu știu ce vor pentru propria persoană. Dar aminte să mai spun despre altcineva. Ai punctat foarte bine. Aici e lipsa de cunoaștere și vidul pe care eu îl văd și cu care am venit într-un final și am spus ok, vreau să-mi asum un proces prin care să ajut și alți oameni, oricine consideră că are nevoie, pentru că sunt conștientă că multă lume nu consideră că are nevoie. Multă lume exact. Vine și spune, dar eu sunt bine. Sunt foarte și bine, după da. Aceea, poate sunt momente în care se duc și spun, dar știi, de fapt eu am o problemă. Uh-huh. Dar în momentul în care inviți ori la o discuție, uh-huh, eveniment cu mai mulți oameni, într-un spațiu în care toată lumea vine cu câte un punct vulnerabil, da,
și nu vine nimeni să judece. Ori inviți la un proces unul la unul care lucrează cu sine, nu, de fapt sunt bine, sau încă nu simt nevoia să vin, aștept să mă lovesc de o problemă reală ca să vin. Asta este tot din lipsă de cunoaștere, ai punctat foarte bine o chestie de nuanță și m-am lovit de persoane multe, foarte multe, care era evident din punctul meu de vedere că aveau o carență mare legată de sexualitate, iar în discuțiile private cu acele persoane îmi spuneau că sunt foarte bine, sunt foarte ok, n-am ce să mai doresc de la viața mea intimă cu partenerul meu. Și ulterior, tot discutând și discutând, mi-am dat seama că, într-adevăr, necunoscându-se pe sine, integrându-se într-un proces de dezvoltare personală, nu știau ce își doresc. Nu știau că se poate mai mult, pentru că, paradoxal, în secolul informației, nu știau mai mult. Că pot să caute informația asta. Și că pot căuta și că... Și vezi la un astfel de seminar că vin oameni care au de multe ori o impresie bună despre ei din punctul ăsta de vedere și pleacă de acolo așa cu capul în pământ, pentru că își dau seama cât de departe sunt de normalitate. Nu mai spun de ceva împlinitor. Lucru care, să spunem așa, că impresia bună despre tine nu este neapărat rea, atâta vreme cât e folosită cum trebuie. Uh-huh. Eu urmăresc un coach pe partea de relații din SUA, îl cheamă Matthew Hussey. Uh-huh. Culmea, el este mai tânăr decât mine cu mulți ani, dar i-a început procesul ăsta de mult mai mult timp și el a spus că în tot procesul de dezvoltare și în raport cu toți mentorii pe care i-a avut, lucru pe care l-a descoperit ca fiind cel care l-a ajutat cel mai tare a fost atitudinea de mă duc unde într-un cerc unde cineva spune, afirmă că știe câteva lucruri, nu mă duc eu personal și răspund persoanei respective, dar eu știu deja, n-am nevoie. Uh-huh. Nu, mă duc deschis și spun, a, ai ceva să mă înveți? Perfect, arată-mi, vreau să învăț și mai mult. Concret. Este o deschidere, da. Și asta, da, într-adevăr, atitudinea asta are nevoie de o părere și o stimă de sine foarte bună până la urmă. O persoană care nu are încredere în sine nu are puterea să vină și să spună, a, ai ceva ce eu pot să învăț și mai mult sau pot să fiu și mai bun în asta? Sigur, arată-mi. Uh-huh. Să ai deschiderea asta înseamnă să ai mult mai multă putere interioară. O statistică personală pe care am observat-o la noi în țară este că, exact pe ce spuneam mai devreme cu acest american, bărbații sunt exagerat de reticenți la astfel de seminare și de informații, spunând, nu cred că are cineva ce să mă învețe, le știu pe toate, eu și Google, da? Au răspuns la orice și nu le-a reproșat nimeni nimic. În schimb, femeile sunt foarte, foarte deschise, pun foarte multe întrebări și sunt încântate de procesul de dezvoltare personală și din punctul ăsta de vedere, pentru că își doresc o viață de cuplu măcar normală, nu mai spun așa să fie și wow. Da, culmea că el, Matthew Hussey, el predă femeilor, nu bărbaților. Pentru că a înțeles și el că femeile au nevoie mult mai multă de informație și sunt mult mai deschise. Și vin cu mult mai multă energie pozitivă în procesul ăsta, în căutarea asta. Lucru care, da, l-a văzut, l-a apreciat și atunci, dacă există cerere undeva și dacă există un sol fertil undeva, păi mă duc acolo. Așa este un aspect de punctat în toată povestea asta, e că se va atinge o masă critică în timp cu super femei care se cunosc pe ele și știu foarte multe lucruri în direcția asta și exact cum mi se plângea mie o cunoștință, ce păi m-ai învățat atât de multe lucruri, acum o să fie și mai greu să-mi găsesc un partener de viață pentru că am alte standarde și bărbații nu investesc în direcția asta și trebuie să-l iau de crescut, efectiv de la zero, mă îndrăgostesc de un bărbat și trebuie să-l învăț lucruri de bază. Cum vezi direcția asta? Pentru că femeile, într-adevăr, în ultimii 10 ani, peste tot le vezi și, indiferent de cursurile de dezvoltare personală, sunt majoritare și foarte rar bărbați, care sunt foarte reticenți. Cred că aici singurul lucru pe care îl pot spune este că putem noi, la nivel colectiv, să ne schimbăm un pic dialogul. Decât să spunem că bărbații sunt închiși sau reticenți, nu neapărat că nu e adevărat. Dar poate pur și simplu să schimbăm, da, poate pur și simplu să schimbăm dialogul și să ne exprimăm dorința sau aprecierea pentru bărbații
care se duc să se dezvolte și care se duc, că se duc la cursuri de dans, că se duc la cursuri de arte marțiale, că se duc la cursuri de yoga, de meditație, de orice. Să apreciem calitățile pe care un astfel de bărbat le are și darurile pe care le aduce. Nu neapărat doar într-o relație intimă, ci și celorlalți din jurul lor. Uh-huh. În momentul în care dialogul ăsta va exista mai mult, o să fie mult mai... Adică, la un moment dat, o să se aprindă mult mai multe beculețe în mințile uh-huh. mult mai multor bărbați, că, da, ok, e ceva ce vreau să dezvolt și e ceva ce e apreciat, nu neapărat de o femeie de lângă mine acum, poate, cine uh-huh. știe, poate, sau poate ea nu spune, poate apreciază, dar nu știe să afirme lucrul ăsta. Pentru că să avem limbaj constructiv și o comunicare de apreciere, de onorare, de recunoștință în raport cu alți oameni, nouă cel puțin aici ne lipsește. Da. Cred că asta ar putea să ajute. Și eu sunt sigură că până la urmă toți suntem oameni, femei, bărbați, uh-huh. nu contează, și absolut toți ne dorim să fim mai buni. Nu cred că există un bărbat pe planeta asta care să-și dorească să lase partenerele nesatisfăcute, uh-huh. nefericite, să-l vorbească urât. Nu uh-huh. cred că există cineva care chiar își dorește asta. Cred că orice bărbat simte nevoia, da. Exact cum, precum orice femeie, să știe că persoanele cu care s-a întâlnit, persoanele cu care a avut relații sau cu care are relații, cu care își dorește să facă o familie, vorbesc de bine și se simt bine și se dezvoltă și cresc și înfloresc. Sunt absolut convinsă că asta este inerentă fiecărei ființe umane. Așa este și mai cred că femeile, pentru că tot se dezvoltă foarte mult în direcția asta în ultima perioadă, ele au și harul de a transmite informația altfel față de bărbați. La un seminar, de exemplu, ținut de o femeie, poți să atragi din curiozitate foarte mulți bărbați, pentru că, clar, este atracția față de persoana din față, la un nivel subtil, la un nivel energetic, iar, pe de altă parte, femeile se simt mult mai înțelese de o femeie care vine să le explice astfel de lucruri, spunând că poate și ea a trecut prin ce am trecut eu, e o femeie, sigur mă va înțelege, și atunci acoperi toată paleta, pe când bărbații parcă nu au atât de mare succes în direcția asta. Ce pot să spun este că în acest moment pe canalele de comunicare pe care le am, da? Majoritatea celor care îmi sunt în public sunt bărbați. Care sunt în public? Da, care urmăresc. Mentorii care... Nu, care urmăresc. Care urmăresc fie canalul uh-huh, de YouTube, uh-huh. fie pagina de Facebook, fie newsletter, fie care pur și simplu scriu, contactează, da. Majoritatea sunt bărbați. Sau cel puțin da. Pe YouTube sunt uh-huh. procent mult mai mare de bărbați. Și asta pentru că, da, există o curiozitate și cred că există o căutare foarte mare acolo. Sigur că da. Doar că ceva încă nu s-a... Nu s-a spart, ca să spun așa, o reținere, un elastic care ne ține pe toți, încă n-a crăpat. Au mult mai mult curaj acasă la calculator să comunice cu tine? Cred că e o căutare. Eu așa mă gândesc uh-huh. și așa o interpretez. Este o căutare, este o nevoie să înțeleagă ce poate femeile sau poate și subiectul sexualitate. Deci asta e ceea ce îmi spune. N-am apucat să vorbesc cu fiecare dintre uh-huh. ei, însă de fiecare dată când vine câte un bărbat la evenimente, da, primul lucru pe care îl întreb e, ok, spune-mi ce te aduce aici. Uh-huh. Aceleași probleme și suferințe și dureri care da. Poate le-ar aduce și pe femei. Asta e partea, e surpriza sau neașteptarea mea cel puțin de la răspunsul ăsta. Nu vin să neapărat că au văzut o femeie frumoasă care, uh-huh. sau o femeie care să le placă lor sau să gândesc că o să întâlnească acolo alte femei. Uh-huh. Nu, vin pentru că au niște căutări și niște întrebări reale. Dar din punctul ăsta de vedere. Oamenii care te... ca să încheiem emisiunea, oamenii care te contactează pe internet au și curajul de a veni la un seminar public sau se ascund în spatele... Aș vrea să spun că de un an de zile de când am anunțat public evenimentele pe care da. Le fac, au început să se schimbe lucrurile. Adică au început oamenii să aibă mai multă deschidere și au început să înțeleagă că atunci când vii într-un spațiu în care toată lumea, unu, a plătit pentru asta, doi, vine să învețe ceva, nu vine să te judece nimeni, nu vine să râdă de tine, nu vine să te arate cu degetul, sau vine da, pentru da. Că fiecare persoană are ceva de rezolvat, are o căutare. Fiecare om, da, are un punct vulnerabil și vine acolo să se deschidă, să se dezvolte.
dialogul în România încă este pe a arăta cu degetul și a spune eu n-am nicio problemă, lasă ca alții, se ducă alții care au problemă. Dialogul în străinătate, la toate evenimentele la care m-am dus, inclusiv la formarea mea, este că, da, am lucruri pe care nu le știu atât de bine și asta am apreciat inclusiv la formatorii mei și vin aici să mă dezvolt. Și vin aici, într-un spațiu în care sunt o mulțime de alți oameni care au poate aceeași problemă, o mulțime de oameni care poate au găsit și niște soluții pe lucrurile care mă supără pe mine sau poate pe lucrurile care supără pe partenera mea sau partenerul meu, dar mă duc acolo și iau nu doar o informație, dar iau și capacitatea să mă deschid și mai mult unui grup de suport, unui grup de oameni care vin de ce? Pe aceeași căutare. Și cu ocazia asta, dacă se poate, chiar am câteva invitații la câteva evenimente luna aceasta în București. Este o ceremonie de cacao, în primul rând, pe 9 noiembrie, la care doar vorbim. Luăm, bem într-adevăr o cacao făcută special, avem parte de ritual și știu după aceea vorbim. Știu că ai un invitat special. Da, este Deva Presence, îl cheamă. Este jamaican, care de 7 ani de zile călătorește prin toată lumea și se formează pe parte de relații, de sexualitate și chiar de tantra. Și învață, dă mai departe din lucrurile pe care le-a descoperit. Și are o energie, într-adevăr, foarte frumoasă. Și în momentul în care el este cel care o va oficia ceremonia, eu am să-i fiu ucenic în acest caz. Și invit lumea nu doar să vină să participe la ceremonie, ci și să cunoască o persoană și să aibă ocazia să discute despre sexualitate într-un mod diferit. Liana, îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru subiect. Mulțumesc și eu. Exact cum spuneam, emisiunea n-a acoperit toate punctele pe care ne le doream, pentru că este un subiect foarte vast. Dar cu siguranță o să ne mai revedem. Noi ne întâlnim pe canalele media de Facebook, YouTube, 6tv.ro. La revedere!